Profesor Petrica Dragomir, directoarea Colegiului Economic Virgil Magyarul Ploiești. Mi-ați făcut o surpriză, iar copiilor o mare bucurie. Și totdeauna când copiii sunt fericiți, eu sunt tare bucuroasă. Eu voiam să vă mulțumesc pentru că și să vă felicit pentru inițiativa pe care ați avut-o. Și să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați ales pe noi. Ați simțit o plusvaloare în această lună? Da. Am simțit o plusvaloare și din rezultatele elevilor, pentru că am avut și olimpiade în această perioadă și s-au implicat. Și dacă iau și din punct de vedere al ținutei, al disciplinei, al prezenței la ore. Ok. Sugestii de îmbunătățire? Să vă lărgiți un pic nu, planul. Da? Să putem să-l facem chiar și la nivelul școlii. Nu numai la nivelul unei clase. Asta depinde de câți sponsori o să putem să facem rost, dar sunteți pe listă. Extinderea e doar o chestiune de timp. Dacă le povestiți sponsorilor, sigur Dumnezeu le spune, dați o mână de ajutor elevilor care nu au posibilitățile financiare de a sta în gazdă, de a face naveta, de a-și lua un pachetel, încât să fie și sănătoși și cu rezultate deosebite. Vă mulțumim mult de tot. Și eu vă mulțumesc și vă felicit.